Pentru Capricorn este o lună nouă care este fixată în zona relațiilor personale și cumva își văd viața prin ochii celorlalți sau văd dorințele, doleanțele celorlalți, începând cu partenerul de viață, dar poate fi și o altă persoană foarte apropiată care, de care se îngrijesc sau cu care sunt într-o afacere, într-un deal. Și cumva înțelegând prin ochii celorlalți cum sunt ei priviți, pot descoperi la ei niște trăsături pe care nici nu-și imaginau că le lasă la iveală, le aduc la suprafață. Poate nu sunt cele pe care ei și le recunosc ca identitate și atunci pot face schimbări. Dacă oamenii cred că sunt ursuți, că sunt zgârciți, că sunt necooperanți sau că sunt înfumurați sau că sunt prea exigenți, poate nu e așa în interiorul lor. Dar cumva au lăsat niște trăsături la suprafață după care oamenii au reperat. Poate aduc și altele. Apoi în relațiile personale un destin de comuniune cu cineva se poate schimba într-un sens mai autentic, mai sincer, mai deschis și mai bun. Bun găsit, prieteni! Dacă vă plac emisiunile Canal 33, nu uitați să ne dați un like. Dacă vreți să urmăriți toate emisiunile de la Canal 33, vă puteți abona și veți avea parte de cele mai interesante emisiuni.